Scenă incredibilă în fața Mitropoliei Ardealului, acolo unde Cristian Pomohaci și-a susținut nevinovăția în fața consistoriului. Zeci de persoane l-au așteptat pe Pomohaci, atât la sosire cât și la plecare. Numai că în momentul în care Cristian Pomohaci a intrat la judecata mai marilor bisericii, oamenii au fost calmi. Situația nu s-a repetat și la ieșirea fostului preot, când susținătorii săi au mai putut fi calmați doar cu ajutorul jandarmilor. Și asta pentru că oamenii au identificat mari vinovați în tot scandalul în care este implicat Cristian Pomohaci, jurnaliștii. Cei care îl aplaudă pe Cristian Pomohaci sunt credincioșii care nu s-au lepădat de el. O atingere, o privire sau un cuvânt al lui Pomohaci au făcut pe mulți să se împingă cât mai aproape de fostul preot cântăreț. Cu chiu cu vai, ajutat de apropiați și de jandarmi, Pomohaci reușește să urce în mașină și să plece. Câteva sute de oameni s-au adunat în curtea catedralei din Sibiu pentru a-l susține pe Pomohaci, deși acuzațiile penale care îi sunt aduse sunt foarte grave. El este cercetat pentru că ar fi încercat să corupă sexual un adolescent de 17 ani. Despre înregistrările care au apărut pe internet, ce părere aveți? Noi nu credem așa ceva, nu credem. La televizor numai minciuni s-au spus. Acea înregistrare cu cei doi băieți, că e o minciună. Dacă... De ce ar face așa ceva? Pentru bani își vinde și sufletul omul. Un preot bun, un preot slujitor al lui Hristos, un preot de mare prețuit în lume. Ne-a învățat pe drumul mântuirii la Hristos, nu-i găsim nicio vină. Asta e venit așa de la vrăjmaș, de la invidie. Credincioșii care îl susțin pe Pomohaci s-au organizat special pentru această întâlnire. Au ajuns la Sibiu cu microbuze, autocare sau cu mașinile personale ca să fie alături de el. Au organizat un eveniment și pe Facebook. De acolo au aflat și jandarmii care s-au mobilizat repede. Rugămintea mea este să mergem în curtea catedralei și viața mai durează. N-are rost să stați aici, am piedicat circulația, uitați ce e, piedicat ca la circ. Nimeni însă nu se mișcă până când nu iese Pomohaci. Cristian Pomohaci și-a susținut nevinovăția și a cerut în fața consistoriului mitropolitan de la Sibiu să îi se dea voie să slujească din nou. Chiar dacă ședința a început la ora 11, Pomohaci a ajuns acolo cu mai bine de două ore înainte. Bună dimineața, vreți să vorbiți cu noi un pic? Chiar dacă nu mai este preot, bărbatul a venit îmbrăcat în sutan. A coborât repede, cu fața zâmbitoare, dintr-un autoturism înmatriculat în Cluj, cu combinația duh. A intrat rapid în sediul arhiepiscopiei, fără să dea vreo declarație. A venit, s-a prezentat și dânsul a cerut ca să fie amânat, deoarece vrea să studieze dosarul, apărând noi probe la dosar, știți? Asta e toată problema și noi am încuvințat. Următorul termen de judecat a fost fixat pentru ziua de 5 octombrie 2017.